Cu ochii în lacrimi, colegii, dar și prietenii au ținut astăzi să fie alături de familia greu încercată. A fost o atmosferă apăsătoare. Peste tot nu vedeai decât tineri cu ochii în lacrimi sfâșiați de durere. Toți aveau pus în piept fotografia tânărului. Sutele de coroane de flori au fost purtate de colegi în fața cortegiului funerar, dar și un banner pe care scria "Nu te vom uita niciodată". Andrei Eduard Goreci era elev la Liceul Craiovean Tudor Arghezi și se înscrisese voluntar într-un proiect inițiat de penitenciarul de maximă siguranță Craiova. În urmă cu câteva săptămâni participase la un alt proiect alături de sora sa în Bulgaria.